Bastionul Croitorilor din Cluj a găzduit de curând lansarea de carte a debutului literar al doamnei dr. Camelia Căpușan, doctor în științe medicale, volum intitulat Răsărituri zilnice. Cartea este o colecție de meditații zilnice care provoacă cititorul la creștere, la vindecare, la apropiere de Dumnezeu, la a trăi frumosul și binele. 365 de eseuri pentru fiecare zi a anului, gânduri îndreptate către orice suflet care caută sănătosul. Evenimentul în sine s-a bucurat de o largă audiență, de prezența multor persoane care s-au arătat interesate de provocările autoarei. Printr-o profundă asumare a vocației, dr. Camelia Căpușan dăruiește lumii două tipuri de medicație, una pentru trup și una pentru suflet. Medicația pentru suflet constă și în aceste mici pastile profesionale de experiență, înțelepciune și credință. Acestea pot fi administrate ocazional sau ca o cură zilnică. Efectul celor două tipuri de medicație este asemănător. Acesta poate fi imediat sau de perspectivă. Liviu Mocan, sculptor. Când Mântuitorul Hristos a murit pe cruce, este fabulos. El a murit pentru sufletele noastre, pentru păcatele noastre, ca să le rezolve, să le vindece. Și a murit pentru bolile noastre. În fiecare dimineață începem ziua citind ceva pentru suflet, hrănindu-ne sufletul. Apoi ne luăm leacurile, acesta este instrumentul meu muzical de dimineață. Leacurile de zi cu zi ni le luăm pentru trup. Dumnezeu însuși se întâlnea cu Adam și cu Eva în grădina Edenului pentru trupul și pentru sufletul lor. Apoi au păcătuit, au căzut și trupul și sufletul s-au îmbolnăvit. Atunci a venit Dumnezeu în persoana Fiului și a murit pentru sufletele noastre și pentru trupurile noastre. Camelia Căpușan este o prelungire a mâinilor lui Iisus Hristos de pe cruce. Și prin ea, Dumnezeu, iată, ne face atât de mult bine, atât pentru suflet, cât și pentru trup. Camelia este un influencer. Și era să cad de pe scaun când am auzit că are vreo 150.000 de followers, că postările pe care le face ea sunt urmărite și apoi am început să le urmăresc și eu și să mă mir ce reacție extraordinară are. Și asta arată câteva lucruri. În primul rând arată capacitatea ei de a înțelege vremurile și cum se comunică astăzi și faptul că există o societate virtuală, există un spațiu virtual. Pe undeva e blestemul vremurilor noastre, mai ales pentru cei mai tineri care timp să trăiască doar acolo, dar este și binecuvântarea de a putea ajunge la oameni dincolo de cei pe care poți să-i atingi tu. Și Camelia a înțeles că acea vorbă bună pe care se străduia să o spună în afara cabinetului în cazul activității cu bolnavii de Parkinson, de fapt toată lumea vrea să o audă, toată lumea are nevoie. Și această carte pe care o avem în față este rezultatul consecvenței pe care o are Camelia, pentru care am cel mai mare respect, modul în care în fiecare zi gândurile pe care Dumnezeu îi le dă, dimineața când bea cafeaua, așa cum arăta Liviu, gândurile pe care îi le dă, ea alege să le spună mai departe. Și le spune simplu, în fraze scurte, în modalități care să nu creeze conflictualitate, să nu stârnească pe nimeni. E aproape imposibil să te stârnești altfel decât pozitiv la ceea ce spune Camelia. Și în puținele comentarii pe care le-am mai simțit mai înțepătoare, are o delicatețe în a
răspunde, a da o replică extrem de, de elegantă. Pe Camelia, da, o cunosc de 20 și un pic de ani și a fost o permanentă sursă de inspirație pentru mine, așa cum știu că este și a fost și pentru dumneavoastră. Și n-am fost deloc surprinsă atunci când am văzut că urmează să lanseze Răsărituri Zilnice. Am fost cu adevărat fericită pentru lucrul acesta. Am citit că scria Socrate, vorbește ca să știu cine ești. O, și de câte ori nu mi-a vorbit Camelia cuvinte pline de înțelepciune care m-au ridicat și poate uneori chiar mi-au dat o voce. Și iată că a ales ca acum să ne vorbească pe hârtie. Lucruri frumoase care pentru mine au așa un iz de tămăduire, un miros de cer. Cred că sunteți de acord cu mine și cred că fiecare dintre noi avem atât de mare nevoie de tămăduire și de vindecare și de creștere, nu? Și sunt metehne pe care le avem la nivel individual sau poate în familii și sunt metehne pe care le avem la nivel de popor, de neam. Și dacă tot a fost campionat european, m-am gândit la ceva văzând niște filmări. Mi-au trimis un prieten și a spus, n-am fost de mult atât de emoționat. Cântau românii pe stadion Deșteaptă de Române, de le plezneau plămânii. Și am tresărit și am zis, mai avem o voce. Să știți că eu cred că mai avem o voce. Și Camelia este una din vocile care este plină de autenticitate. Și avem nevoie de autenticitate și de caracter în aceste vremuri. Este doar unul din motivele pentru care mă bucur așa de mult că a avut curajul să lanseze această carte. Răsărituri Zilnice, o carte îndestulătoare. Și dacă poate unii dintre noi, în, nu știu, infatoarea noastră puierilă, spunem, n-avem nevoie de vindecare, dacă este cineva aici care nu se luptă în viața lui cu boala, cu singurătatea, cu rușinea, cu vina, cu nesiguranța și alte probleme, cu amărăciunea și alte probleme similare, atunci vă felicit, aveți o viață perfectă. Eu mă lupt cu multe din acestea uneori. Depinde de sezonul în viață. Pentru că viața e ciclică și se întâmplă periodic să avem probleme. De aceea avem nevoie de vindecare și de tămăduire. Și ce altceva să ne așteptăm de la un tămăduitor, de la un medic. Și da, cred că Răsărituri Zilnice sunt îndestulătoare pentru că odată sunt scrise de medicul Camelia Căpușan, un medic cu multă experiență, care tratează omul cu toate problemele lui. Mai apoi de omul Camelia Căpușan, cum spunea Rodica, un om care este oricând pregătită să plătească prețul pentru excelență. Și asta formează caracter. Și avem nevoie de caracter în societatea noastră. Și da, ne provoacă. Ne provoacă să creștem și ne provoacă să mergem înspre vindecare. Pentru că ce poate scoate altceva din visterea inimii decât ce are mai frumos? Și este plină de dragoste pentru oameni. E un om care a descoperit adevărul și al cărui suflet a fost inundat de lumină și nu vrea să ascundă lumina asta. Vrea ca lumina asta să o dea tuturor. Și mai e ceva. Știe că acest proces de creștere și de vindecare durează. Și de aceea ne propune, pentru început, 365 de zile în care să ne gândim la cum să creștem și cum să fim vindecați. Sunt pastiluțe, așa cum am auzit-o spunând, fără efecte secundare, așa că haideți să răspundem provocării ei, pentru că nu are ce să se întâmple rău, decât să ieșim de aici o variantă mult îmbunătățită a noastră. Și dacă o fi, prin provocările ei, să ne provoace disconfort sau chiar durere, aș vrea să vă provoc și eu și să vă spun că de multe ori Dumnezeu, când ne zdrobește, zdrobește și durerea aceea împreună cu noi. Și că al treilea lucru pentru care cred că este autentic această carte și importantă, faptul că își are inspirația în Marea Carte, am citit acolo că e bine uneori să treci prin pustiu, pentru că acolo ți se revelează lucrurile care e de trebuință să fie schimbate în tine. Chiar dacă e greu, chiar dacă e arșiță și doare, acolo te rup de lume și afli cine ești cu adevărat. Și când noi românii, în sfârșit, ne vom asuma cine suntem, cred că atunci vom fi văzuți cu adevărat. Cum s-a născut cartea? S-a născut dintr-o nevoie și a prins o oportunitate. Da, cam așa sunt toate lucrurile, zic eu, bune în viața asta, în lumea asta. Este o nevoie și apoi, dacă ești conștient de nevoie și ești dispus să
pui și tu acolo puținul tău și să împlinești cu puținătatea resurselor tale, începi să vezi oportunități, că ele sunt, doar că trebuie să le vadă cineva. În parcursul meu profesional, ca probabil toți colegii mei, la un moment dat, am început să văd că suferințele fizice, oamenii vin la neurolog să ne înțelegem, diferența între, grosier vorbind, diferența între psihiatru și neurolog, câteodată se mai face confuzie între ele, diferența este că psihiatrul se ocupă, și unul și altul se ocupă chipurile de sistemul nervos central. Dar unul se ocupă, psihiatrul se ocupă de chestiile alea care, pe care nu le vezi, nu poți pune mâna, de alea psihii. Și neurologul se ocupă de partea palpabilă, fie că o vezi prin imagistică, RMN, radiografie, tomografie, fie că o evidențiezi prin curenți, de un anumit fel, dar cumva pui mâna pe ea. Și lumea medicală a mers tot mai mult către asta și asta este foarte bine. Ei, dar cu cât am făcut mai multe progrese în a fi mai atenți la structură, la ce s-a defectat, cu atât, la un moment dat, am început să mă prind, să zicem, că afecțiunile pentru care oamenii vin în cabinet și oamenii suntem noi, până la urmă, afecțiunile pentru care vin oamenii sunt fie favorizate, fie uneori determinate de problemele emoționale. Mai departe, problemele emoționale sunt determinate de convingerile noastre. Câtă vreme eu cred, și acum eu vă spun tot ce am procesat în măsura minții mele, cât este ea, gândindu-mă la oamenii din fața mea, pentru că m-am întrebat de foarte multe ori, cum se face că unii merg bine, alții merg prost, teoretic cu același diagnostic, teoretic în același stadiu, teoretic cam cu aceeași schemă de tratament, de ce? Și de foarte multe ori am văzut că este vorba de emoții, convingeri, pentru că emoțiile vin din convingerile noastre. Dacă îi devină socra, tu ești o victimă. Dacă îi devină bărbatul meu, dacă îi devină șeful, dacă e altcineva, dacă îi devină societatea și așa mai departe. Eu sunt o victimă și n-am ce face. Convingeri. Convingerile vin sau vin din... adeseori am văzut persoane, dar le-ați văzut și noi, să le vedem toți, câteodată de fapt de multe ori suntem persoanele, care, măi, eu nu iert, pentru că, deci dacă ai ști ce am trăit, atunci nici tu n-ai iertat, dar treaba este, bun, poți să ai câtă dreptate vrei în neiertarea ta, în îngrijorarea ta, dar în timpul ăsta, hormonii de stres îs sus, da? Și când îs astăzi, când îs mâine, când îs poi mâine, când îs răs poi mâine, până la urmă, asta îți va uza organismul, logic. Ei, și atunci, cum am spus, stările emoționale vin din convingeri, convingerile vin din valori. Și aici vin valorile noastre. Ei, aici mi s-a părut, deci am spus că cartea s-a născut dintr-o nevoie. Am realizat că avem nevoie nu doar de pirule, nu doar de un tratament chirurgical, nici măcar. Și atunci, asta a fost nevoia pe care am văzut-o și am realizat că vindecarea, poți să-i dai omului tratamentul și, repet, oamenii suntem noi. Nu-i vorba doar despre alții, oamenii suntem noi. Și când am o problemă, cu toții ne gândim că mergem la doctor. Dacă nu a funcționat tratamentul, cine-i de vină? Păi doctorul. Schimb doctorul. Și dacă îl schimb, te faci bine. Ei, când încep să asum faptul, când pacientul, când eu, încep să îmi iau eu pirula și să înțeleg că emoțiile disfuncționale sunt generate de convingeri defecte, care sunt generate de valori defecte, atunci acolo trebuie făcută schimbarea, switch-ul. Și
În lumea aceasta, eu cred că și în altă lume, de mereu a fost așa, deci nu cred că are rost să ne plângem chiar așa de tare. N-am fi chiar așa invidioși pe aia care a trăit Holocaustul. Deci suntem foarte bine pe unde suntem. În momentul în care lumea îți spune, valorile lumii sunt ierți dacă merită să ierți. Altfel nu ierți. Poate că nu merită să ierți, dar tu meriți să ierți. Pentru că atunci când nu ierți tu, îți faci ție un deserviciu mare. Foarte mare. Și gândindu-mă la valori, m-am gândit cum poți, până la urmă, dragii mei, eu sunt creștină practicantă, eu asta sunt. Și nici nu ascund și chiar cred că așa trebuie să fie. Dar cumva am înțeles că viața este mai mult decât mâncarea și trupul este mai mult decât cu ce te îmbraci. Asta zice Marea Carte. Și atunci când înțelegi că viața e mai mult decât imediatul pe care îl trăiești, cauți o valoare la care să te raportezi. Ei, asta mi s-a părut că este vital pentru sănătatea noastră. O referință. Nu mai avem referință. Lumea își vine cu referințele ei. Avem nevoie de ceva stabil. Când te bate vântul în toate părțile, ai nevoie de o referință și atunci Marea Carte pentru mine a fost și rămâne referință. Și în al doilea rând, ca să o dăm pe aia personală, zicea Nicu, dacă ar ști lumea de câte ori ce ai scris acolo a venit din faptul că noi ne-am certat. Da. Cumva pentru mine ceea ce am scris de foarte multe ori este rezultatul călătoriei mele și faptul că, să știți, când am scris despre iertare, înainte de a scrie despre valoarea iertării și despre procesul ei, m-am tras pe fund și pe genunchi să iert. Toți avem problema asta. Cred că lucrurile sunt mai mari decât oricare dintre noi. Despre asta este vorba. Că fiecare suntem veniți în lumea asta cu un scop și trăim într-o lume mult mai mare cu un plan mult mai mare decât noi și lucrurile au sens când prinzi planul ăla și cumva așa când prinzi vântul în pânze. Dar despre asta este vorba. Ea iubește cu pasiune pe Dumnezeu și prețuiește oamenii. Voi începe cu o rugăciune ortodoxă, pe înțelesul tuturor, care se aplică la toate religiile. I-am cerut lui Dumnezeu să ia mândria de la mine. El mi-a zis nu. Mândria nu se ia, de mândrie trebuie să te lebezi. I-am cerut lui Dumnezeu să-mi dea răbdare și mi-a zis nu. Răbdarea este cununa încercărilor, răbdarea se dobândește. L-am rugat pe Dumnezeu să ia durerea de la mine. Și a zis, nu, durerea te apropie de mine și te îndepărtează de bucuriile lumești. L-am cerut lui Dumnezeu să-mi dea creștere duhovnicească. Și a zis, nu, Duhul trebuie să crească singur, eu doar l-am altoit și trebuie să dea roade. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea putere și a zis, nu, Dumnezeu mi-a dat încercări și m-a făcut puternic. L-am rugat pe Dumnezeu să mă facă fericit. Și Dumnezeu mi-a dat binecuvântare și depinde de mine să fiu fericit. I-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să-mi iubesc semenii așa cum mă iubește El pe mine. Și Dumnezeu a zis, în sfârșit a înțeles ceea ce visește și ce pot să-ți dau. Exact ce descrie aici, Camelia prețuiește oamenii. Absolventă de filologie acum 50 și ceva de ani și vă spun sincer, n-am văzut niciodată o carte mai frumoasă. Calitatea, calitatea, ceea ce scrie doamna doctor, te emoționează de-a dreptul și eu recomand în fiecare zi să avem câte o pagină citită. Este o invitație pe care doamna doctor ne face pentru lectură
și pasiunea pentru lectură să nu dispară din viața noastră. Cu aleasă prețuire, doamna doctor, vă mulțumim pentru minunata carte, nota 10. Cred că soția a spus deja, eu sunt coautor al cărții. N-aș vrea să... Îmi plac procentele, dar n-aș vrea acum să emit procente, dar substanțial peste 50% din carte am scris-o eu. Și am reușit lucrul acesta, știți cum e când se bat doi și unul împunge și vede ce este de acolo. Eu făceam lucrul acesta și plecam în cameră de unul singur și mă gândeam, acum ce apare? Nu trecea ora și apărea meditația pe Facebook, pe care în primele ore primea peste 1000 de like-uri. Și m-am gândit că mă, fac un lucru bun. Este o chestie foarte faină să poți să fii promotor într-o carte de genul ăsta, care într-adevăr transmite valori care se pierd în fiecare zi în Europa. Așa cum spunea domnul jurnalist Octavian Hoandră, care el se ocupă și de partea politică, Europa și-a pierdut valorile autentice și le-a înlocuit cu lucruri care nu mai au nicio noimă. Dar cartea aceasta vine să, practic este ca și o constituție care ajută să readucă la viață valorile pe care noi le-am trăit în copilărie și pe care le-am moștenit de la părinții noștri, de la bunicii noștri. Și vreau să vă spun că nu o să mă opresc aici, am să scriu mai departe. Și o să mai vedeți și un volum sau două sau trei, vedem cât mă mai ține inima, că știți, deja am 8 stenturi și nu știu cât eu mai pot să duc, dar cu ajutorul lui Dumnezeu cred că putem să spunem că zilele noastre sunt în mâna Lui și ceea ce vom face pe pământ acesta vom regăsi în împărăția lui Dumnezeu. Și eu sunt chiar mulțumitor pentru Camelia, așa că eu doresc ca Dumnezeu să o binecuvinteze, să-i dea forță, să nu se oprească aici, să meargă mai departe și să hrănească oamenii care au nevoie de viață. Volumul Răsărituri zilnice a văzut tiparul sub editura Scriptum și este disponibil atât pentru comenzi online, cât și la librăria Scriptum. Mă simt onorat să pot să am și eu câteva cuvinte. Este evenimentul de debut editorial al Cameliei și suntem onorați să se întâmple la editura Scriptum. După cum spunea și Camelia și alții din public, cartea arată bine, ceea ce înseamnă că promite. Practic asta ne-am dorit, să prezentăm cartea într-un format în care să promită, așa că vă încurajez, poate că evitând rutina pastilelor, dar să luăm rutina aceea de dimineață cu cartea și să avem minutul de sănătate pentru suflet în fiecare zi, pentru că conținutul cărții e cel care contează, nu pachetul în care vine. După cum declară însă și autoarea, Răsărituri zilnice conțin câte un minut de lumină pentru sufletul nostru, o colecție de meditații cu care să ne hrănim zilnic mintea și sufletul. Tot ea declară, tuturor ne plac începuturile care aduc cu ele mult optimism. Răsăritul este un dar ceresc, oferindu-ne zilnic un nou început. Răsărituri zilnice este o colecție de meditații pe parcursul unui an, o provocare la a gândi diferit, la a fi diferit, a trăi diferit. Nu ai cum să rămâi la fel după ce o citești. Asta dacă vrei să trăiești o altfel de viață, dacă vrei ca lumea în care trăiești să fie mai bună.